Ia uite aici, acum vreo 7-8 ani în urmă, Da. mă roagă Pandele să îi scape echipa de retogradare. Să intri în teren, adică să joci, nu? Nu. Uh, adică driblai bine. Să mi-aduce aminte și cu uh, chestia asta uh, a conducătorilor. Da. Uh, o chestie. Fii de, de aici. Doamne, că nu vreau, că de asta, mă rog, m am încolțit de așa natură încât uh, am acceptat să fiu din Vulturi, cioară. Păi, fratele meu, am băgat mâna în buzunar la mine. Nu la ei, că ei n-aveau bani. I-am adus jucători. Ai înțeles? Că fără jucători nu poți să faci nimic. Și cu Dan leasă ăsta, i-am bătut pe Steaua, pe Dinamo fii atent aici. Și am scăpat de la trei puncte, am luat echipa și aproape să termina campionatul cum au fost bătoșanii anul ăsta. Așa era atunci. Uh -huh. uh, și ai salvat. Și am salvat. Dar te-ai și ușchit. Repede mâncați-aș gura ta, uh -huh. pentru că nu era... Eu, dacă ești toată viața vulturi, nu poți să, să devii iar cioară. Uh -huh. uh, înțelegi? Ce vreau să spun? Dan Neasă, ieri, era să moară. Asta, Danșulcu, ar trebui să. Uh, uh, pentru că inima nu te lasă. În momentul când vezi o mulțime, Tu mai trebuie să fii călit de așa natură, o viață. Pe mine, când au început 50.000 de, de oameni să mă trimită la pușcărie, la brutărie și să-mi dea uh, prin gură toate. Uh, uh, pinguriță! Uh, uh, pinguriță uh, toate furculițele uh, 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 spectatorilor. Eu eram călit de 38 de ani în fotbal. Și peste tot sunt oameni care nu te plac. normal, normal. Că la fotbal este un război săptămânal. Da. Și nu există în, în, în nu mai în sport există război săptămânal. Uh -huh. Săptămâna asta câștigi, ți-aduc flori toți. Da. Săptămâna viitoare pierzi, aduc iar flori, dar la mormântare. <laughs> Corect. <laughs> Corect. Ce ai vrut să spui de conducători? Ai să adume aminte. Fii atent aici. Vreau să le spun celor care au retrogradat, mai ales celor de la voluntari. Mă, copii ai durerii. Că voi sunteți copii ai durerii. Voi să țineți minte de la mine. <coughs> Fotbalul nu se joacă numai pe gazon. Fotbalul se mai joacă și în spatele cortinei, nu neapărat la aranjamente. Dar când ai văzut că e ploaie, schimbi uh, uh, crampoanele, bași crampoane de 2 centimetri. Odată. Da, uh, 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 fii atent aici. Aduci, în săptămâna respectivă, aduci oameni care să-ți deconecteze echipa. Sunt multe lucruri. Dacă mă apuc acum să spun cel puțin 5-6, uh, i fi chemat la mine, eu, eu mai pe 2-3, l-aș fi chemat pe Lucescu, pe Dinu, pe cine mai. Ă, 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 ăștia, Andone, pe 4-5 antrenori. Ia, stați-vă de vorbă cu echipa, puțin. Ai înțeles? Stați puțin de vorbă voi cu echipa, fără să pui presiune pe jucători. Domne, dacă le dădeai, mă, mă uitam la cei de la Creova. Dacă le dădeai buletinul în mână, nu știau cum îi cheamă. Da, și voluntariul. Și voluntarii mai aveau, rău. Nu aveau voie să, să e, rateze șansa. Și, și, eu, am, să, să, nu scoți un meci egal. Lasă, să n-ai o ocazie ca lumea. Da, da nu, dar da, un meci egal. Da. A, a, a cum te desparți un felul acesta? Stai mă în banca ta, că acum e ce gal... Uh, uh... A, nici nu ieșeam la atac. Dacă... Bine... Bun, cuvântul meu, în 30 de metri -am. Nu Numai atunci îi băteai, că îi băteai pe contraatac. Da, 30 de metri stăteam, nu ieșeam să joc. Dar da, un conducător, un conducător să se ducă la antrenorul ăla să strige la el. Băi, nebunilor, nu mai ieșiți din... Pat... Nu mai în 40 de metri stați de, de port. 30-40 de metri. E greu când n-ai oameni. Ieșeau cu șapte oameni în atac. Da. Pe păi am mai avut crujuna a doua, Hai de trei. capul meu. Nu, dar eu din minutul 1, 30 de metri, nu ieșeam de acolo. Acolo Băi am dat telefonul lui fiul meu. Da. Și am spus după 10 minute. Ce? Și este? lui nepotul meu. Și ce? Este? Bă, zile la ea. Băi, mh, retrogradează. Ce am spus asta va fi. De ce? Uitați-vă aici, a, 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 pleacă câte șapte în atac.